Aflată anul acesta la 60-a ediție, sărbătoarea este dedicată uneia dintre cele mai impunătoare și complexe peșteri din România, peștera Topolnița. Sărbătoarea s-a desfășurat duminică 20 august în Lunca Cireșului, în imediata vecinătate a peșterii. Fiecare an, iubitorii de natură și munte au fost invitați să viziteze această peșteră. În a doua parte a zilei, având loc manifestări artistice legate de tradiții și folclor, sărbătoarea peșterii Topolnița a strâns un număr mare de participanți. Ieri, când a fost organizată cea de-a 60-a ediție, alături de președintele Consiliului Județean, Aladin Georgescu, au fost prezenți prefectul Alin Isuf, parlamentarii Liviu Mazilu și Alin Chirilă, secretarul de stat Bogdan Simcea, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedin Ionică Negru, colegii consilieri județeni și primari. Au fost alături de oameni și de primarul Doru Țărlui la sărbătoarea peșterii Topolnița. Buna colaborare dintre primarul comunei Cireșu, Doru Țărlui, și autoritățile județene a avut drept rezultat acest eveniment reușit, iar dovada cea mai bună au fost râsetele și voia bună care au răsunat pe platforma din Cireșu. Vă mulțumesc tuturor că sunteți astăzi alături de mine, alături de cireșeni și alături de toți cei care au venit astăzi la sărbătoarea noastră la Cireșu. Mulțumim, domnule președinte, că an de an sunt alături de mine și alături de locuitorii comunei Cireșu cu tot ceea ce se face, chiar și cu organizarea acestui micuț festival, să zic așa. Mulțumim frumos, domnule președinte! Președintele Consiliului Județean Mehedin, Aladin Georgescu, a fost prezent la această frumoasă sărbătoare, unde s-a bucurat cot la cot cu participanții, locuitorii, dar și turiștii prezenți într-un număr foarte mare la eveniment. Iată că astăzi suntem la sărbătoarea peșterii Topolnița, cea mai veche sărbătoare din județ, ajunsă la ediția cu numărul 60. Astăzi am venit pentru că în toată această perioadă am fost alături de domnul primar, de comuna Cireșu, de locuitorii comunei Cireșu, toți cei care suntem astăzi pe scenă, domnul prefect, parlamentar ai PSD, consilier județeni, primar PSD, pentru că suntem o echipă mare, puternică, știm ce avem de făcut în județul acesta și facem. Și dumneavoastră, cred că ați constatat lucrul acesta. Să știți că comuna Cireșu este una dintre cele mai frumoase comune din județul nostru, chiar dacă este cea mai mică. Are un potențial turistic foarte ridicat, iar noi, la nivelul Consiliului Județean, am arătat respectul față de Cireșu și față de locuitorii comunei Cireșu în acești ani și fie pe fonduri europene, fie pe fonduri guvernamentale sau fonduri de la bugetul Consiliului Județean, aici în comună s-au derulat foarte multe proiecte și asta în primul rând datorită domnului primar Doru Țărlui. Felicitări, domnule primar! Prefectul județului Mehedin, Alin Isuf, a fost extrem de încântat să fie în mijlocul acestor evenimente, bucurându-se de cadrul natural și liniștea comunei Cireșu. Mi-ați făcut onoarea de a fi alături de dumneavoastră la această frumoasă sărbătoare a localității, a zonei și putem spune și a județului. Pentru că, deși se intitulează sărbătoarea peșterii Topolnița, este o sărbătoare mult mai amplă, cuprinde mai multe aspecte, cu implicarea mai multor instituții. Vă mulțumim pentru că ați ales să vă petreceți o zi la nivelul comunei Cireșu. Sigur, cred că ați venit cu plăcere, chiar dacă vremea este călduroasă, este căldură și sufletească din partea dumneavoastră. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, alături de comuna Cireșu și vă invităm să petreceți cu bucurie, să petreceți momente frumoase la această sărbătoare. Nu în ultimul rând, vreau să felicit organizatorii, să felicit Consiliul Județean, care prin structurile sale, prin Centru Cultural, prin direcția Geopark, au făcut posibilă această manifestare frumoasă.
Oamenii, mulți dintre ei turiști veniți din alte județe, dar și locuitori din Cireșu și zonele din împrejurimi, s-au bucurat de vremea bună. Spectacolul artistic, minunatul peisaj de munte și chiar plimbările cu caiacul în zona activă a peșterii. Felicit pe domnul primar pentru că a organizat și de această dată foarte, foarte frumos aici la Cireșu și lumea este din ce în ce mai multă. Ne bucurăm că și noi am fost invitați în această zi minunată la Sărbătoarea Peșterii și aș vrea să mulțumesc colegilor mei de la Ansamblu Profesionist Danubius și doamnei manager, doamna Doina Durdan, pentru că ne susțin și peste tot unde mergem. Fac parte din Orchestra Profesionistă Danubius, condusă de domnul profesor dirijor Marian Magheru. Ne bucurăm că în fiecare an suntem prezenți la această sărbătoare care ușor, ușor devine cunoscută, iar dumneavoastră sunteți în număr din ce în ce mai mare. Parada Portului Popular, care deschide în fiecare an Sărbătoarea Peșterii Topolnița, la fel ca și prima parte a spectacolului artistic, aparține celor mai tineri locuitori ai zonei de munte a județului Mehedinți. Micuții îmbrăcați în frumoasele costume au participat la Parada Portului Popular și au cântat pe scenă cum au putut ei mai bine. Mama, fiecare an venim aici și e frumos! Să distrează lumea și lumea multă, să face lumea multă, să face și un sat, chiar joc, altceva, lumea multă și voie bună. Noi suntem bucuroși din tot sufletul că această tradiție se păstrează de cel puțin 60 de ani și că noi vom îmbătrâni frumos alături de această mare sărbătoare, între care pentru noi este o bucurie a satului. Și vedem că pe an ce trece noi îmbătrânim și îmbătrânim frumos în costumul popular și alături de dumneavoastră și de toți cei ce se străduie să fie alături de noi în comuna noastră. Ținem fiecare an, o așteptăm cu mare drag, aici ne întâlnim cu rude, prieteni și este foarte frumos, peisaj frumos cu peștera, cu toată împrejurarea asta frumoasă, cu oameni primitori. Autoritățile locale și județene i-au felicitat pe părinți, dascăl pentru munca depusă pentru a trezi în sufletele copiilor iubirea pentru simbolurile cu care ne identificăm. Consiliul Județean Mehedinți a fost partener al evenimentului, artiștii Centrului Cultural Nichita Stănescu organizând spectacolul artistic, iar colegii din cadrul Direcției Administrarea Geoparcului Platou Mehedinți fiind cei care au organizat plimbările cu caiacele în peșteră. I am.